Seara. Astăzi o să vorbim, nu mai puțin, întrerupem un pic ca să pot să dau niște share-uri și apoi îi dăm drum. Ciao tuturor! Astă seară o să vorbim despre eșecul din viața ta, atât pe plan financiar, atât pe plan personal. O să vorbim despre relația cum trebuie să fii ca să poți să absorbi mai mult de la conștiință. Și o să vorbim și de subiecte mai deep, de luăm pe rând. Nu ne grăbește nimeni. Cineva acum, de pe grupul nostru, mi-a spus să vorbesc despre magnetismul ăsta, despre prezență, mai bine spus. De ce se simte o atracție față de această prezență? Nu față de Laurențiu Marga, față de prezență. Ce curge prin Laurențiu Marga? Această prezență o putem numi, sau eu o numesc, libertate. Libertate față de orice. Dar nu libertatea față de obiect. Nu. Libertate față de propria prostie. Libertate față de propriul tău eu mental. În momentul în care acesta cade, nu mai este. Există, dar nu mai este. Tu poți să zici că trăiești propria libertate. Iar când trăiești propria libertate, atunci curgi către orice ființă cu care ai contact, fără scopuri. Nu mai ai niciun scop. Mare înțelepți o numesc iubire. Dar dacă aș numi o iubire, ai confunda-o cu iubirea necondiționată, cu să îmbrățișăm copacii, planeta, oamenii. Nu. Eu o numesc libertate. Pentru că această libertate poate să fie prezentă numai când tu lipsești, când nu mai ești. Dar când zic când nu mai ești, mă refer la eu mental, pur și simplu nu mai este. Iar atunci, în propria ta libertate, în propriul spațiu tău sacru, nu mai poți să deranjezi pe nimeni altcineva. Nu mai ai nicio voință să deranjezi pe oricine altcineva. Bineînțeles, oamenii întotdeauna o să fie deranjați de ființele care ating această libertate. Pentru că oamenii, în general, manipulează alți oameni pentru că ei nu au propria lor libertate, nu au propria lor iubire. Și atunci ei consideră că prin controlând pe alții o pot obține. Dar bineînțeles, cum fiecare dintre voi ați văzut că ați intrat în eșec. De exemplu, te-ai gândit că dacă în sfârșit o să ai casa ta, o să te liniștești și o să fie bine. Ai deja casa ta, nu ești liniștit și nu ești bine. Ai spus că dacă ai bărbatul respectiv sau femeia respectivă lângă tine, o să fii bine și o să fii fericit. Îi ai lângă tine, ai familie, ai copii, ai casă, ai mașină. Ceva îți lipsește. Bun. Iar dacă nu ai această libertate, cum ai putea să-i oferi celuilalt? Întotdeauna îl vei îngrădi pe celălalt.
Dacă aveți întrebări, le puteți pune și eu le recitesc după. La început, până ca să atingi această pură libertate, va trebui să te debarasezi din abstract către prezent. Va trebui să stragi toată atenția din abstractul mincinos către prezent, către obiect, către obiectul prezent. Apoi, ușor, ușor, trebuie să fii atent la cel care privește prezentul. Când și acesta este descoperit, este eul mental, bineînțeles, o să percepi percepția care percepe acest eu mental sau lumina din spatele luminii, se mai spune și prin Biblie, o stare de non-minte, frumoasă, pură, este tot mentală, dar frumoasă. Chiar și atunci când această percepție se percepe pe sine, încă depui un mic efort și continui să rămâi acolo, cu toate că este cea mai frumoasă stare mentală posibilă. Dar trebuie să renunți și la aceasta. Și atunci când poți să renunți și la aceasta, atunci poți să spui că străiești propria libertate. Dar libertatea nu e față de obiect. Nu e față de tehnică. Libertatea este față de propriul tău eu mental. Că el te face să vezi obiectele, el te face să te duci în spatele minții. Iar ca toate acestea să nu se mai întâmple, trebuie să renunți la el. Bun. Deci, când vorbesc de libertate, nu mă refer față de celălalt. Când spun libertate, mă refer față de eul tău mental. Bun. Ciao tuturor. Ne-am strâns vreo 36. Se pare că toată lumea, cred că, alergă pe afară. De obicei eram 100, acum suntem 37, deci toată lumea este bezmetică. Hai să ne vedem dacă apar întrebări. Salut Doru, Florin, salut tuturor. Bun. Salut. Fiecare om, după ce aleargă, să zicem, își creează o dorință. Când dorința este satisfăcută, imediat apar alte dorințe, pentru că era o dorință mentală. Nu este greșit să ai dorințe mentale, ci nu-l prinzi pe cel care își dorește. Ăla îți creează calvarul. Ăla care te pune să iei o mașină și după ce ai luat-o își dorește să o schimbe sau vrea alta sau ceva nu-i convine. Acel eu mental care îți pune să te căsătorești, îți spune să faci copii și o să fii fericit, dar niciodată n-ai să te bucuri de acestea, pentru că nici nu ai cum. Bun. Alexandra Minodora. Care este diferența dintre atac de panică sau tulburări de panică? Dragă doamnă, eu îți vorbesc pe termenii mei. Gălăgia mentală poate să aibă o intensitate, să inventăm acum, de la 1 la 10. Că e 3, că e 7, că la cineva e 8, iar la alții 10. E tot gălăgie mentală. Indiferent care este sau la ce intensitate este, trebuie să scapi de ea. Altfel,
Îți îmbolnăvește trupul și psihicul în același timp. Bun. Salut, Eugen. Bun. Bun. Haideți curaj cu întrebări. Curaj. Nu sunt întrebări, nu. Orice fel de întrebări, întrebări constructive, sigur că da. Întrebări care vă macină pe voi cu voi. Nu întrebări despre mine, nu întrebări despre ce mănânc eu sau ce fel de prosecco beau. Nu. Întrebări care vă macină pe voi. Și vreau să vă spun o întâmplare. Intră un tip pe mine ieri. Tipul era din un român din America, stabilit în America de mult timp. Și îmi spune: Laurențiu, să știi că sunt cel mai evoluat om spiritual pe care l-ai cunoscut vreodată. Și îl întreb: ce-l face să creadă aceasta? Sau ce-l face să creadă, de ce afirmă aceste lucruri. Și mi-a explicat niște experiențe de-a lui, că și-a văzut corpul și că avea câteva informații. Spiritualitatea nu are legătură cu experiențele. Spiritualitatea este o trăire constantă aici și acum. De ce credeți că atâta timp cât priviți acest clip, de ce credeți că ceva mișcă în voi? De ce credeți că pur și simplu parcă nu mai poți să ții ochii de aici? Starea aceasta continuă o aveți și voi în voi. De ce să nu trăiți? De ce să nu te bucuri de ea? Dar va trebui să fiți foarte serioși, să lăsăm experiențele deoparte și să punem mâna să trăim lucid, viu, proaspăt, până când am depuritatea minții. Și individul din America îmi spunea: Laurențiu, sunt cel mai serios om pe care l-ai cunoscut. Și spun, să știi, majoritatea îmi spun în particular acest lucru. Majoritatea care vin la evenimente mă trag deoparte și îmi spun: Laurențiu, eu sunt omul ăla serios despre care tu vorbești. Bineînțeles, când l-am ascultat pe video, m-a sunat, nici măcar nu putea rămâne total aici. Măcar n-am arătat ăsta de prezent. Dar, în schimb, avea o părere excepțional de bună, chiar este un mare spiritualist. Deci nu experiențele te fac un om al cunoașterii, ci cunoașterea în sine constantă face ca să fii total. Deci cunoașterea nu este a informațiilor. Cunoașterea este spațiul în care apar cunoștințele. Pur și simplu, oricine îmi pune o întrebare, eu nu mă gândesc la ea. Mie vine răspunsul. Aceasta este cunoașterea. Nu mă gândesc. Sunt în stare să scriu și 100 de cărți. Atâta timp cât îmi puneți întrebări, răspunsurile vin pe măsură. Aș putea să scriu o carte în fiecare seară. Dacă mi-a spune întrebări 3-4 ore, aș răspunde 3-4 ore. Despre orice înseamnă intelect uman, comportament, minte, non-minte, sexualitate, centri energetici și prostii de genul. Adică sunt atât de multe prostii în capul omului încât poți să vorbești o viață întreagă despre ele,
nu se termină. Bun. Haideți cu întrebări. Darius, poți spune ceva despre vederea panoramică, te rog? Am câteva momente când nu am gândul și după ceva timp brusc vin gândul. Darius, vederea panoramică trebuie să înțelegi, trebuie să ți-o arăt. Cum aș putea să te învăț ceva ce nu poți să te corectezi? Cum aș putea? Mai întâi trebuie să te învăț să văd că privești panoramic corect și apoi pot să-ți dau hinturi următoare, la următoarea privire, nu la doar cea panoramică. Bun. Că întrebările pe care mi le puneți trebuie să fie experimentate de voi. Numai că m-ați auzit vorbind, nu știu, o dată, de două ori, despre defocalizare, privire panoramică, nu știu, să-ți percepi percepția, să-l vezi pe văzător și toate cele. Pentru că încă nu v-am învățat. Cum aș putea să vă explic o tehnică care încă nu știți și învățătura se face față în față? Nu se poate face aici, nu. Haideți, curaj. Curaj. Haideți. Hai să citim. Am stat 2 luni cu un fel de amețe pe cap până să fiu diagnosticat cu anxietate. Nu știu cum să fac de povestea asta. Ori ce fac, sunt cu gânduri și frică să nu mă amestec chiar. De atunci sunt prea atent la fiecare mișcare din corp și mă panichez. Bun! Răspunsul e chiar întrebarea ta. Ești prea atent la trupul tău. Înainte nu erai atent. Erai prin abstract și prezent cât de cât. Acum toată atenția ta se duce către trupul tău. În momentul în care atenția ta se duce către trupul tău, chiar dacă ai auzit un zgomot sau poate ai un junghi intercostal, imediat te sperii. Această activitate care tu singur ți-o faci, ducându-ți atenția doar și numai către trup, îți creează probleme. Salut, Laurențiu, probleme cu nervii. Cum îi poți controla? Nervii nu îi poți controla. Atenția ta stă în memorie și imaginație. Da, e o chestie foarte, foarte importantă aici. Trebuie să înțelegeți că există eul mental, atenție, și fii atent, eul mental, atenție, memorie, imaginație și gândirea. Tu ești cel care ești interesat să discuți mult prost și degeaba. Gândirea nu vine peste tine. Tu te duci în ea și tu o dezvolți. Ea nu are conștiință de sine ca să vină să te sâcăie pe tine. Tu dezvolți acești nervi, cum îi spui tu. Există ceva tenși de a controla nervii? Sigur că există. Doamne, ferește! Normal. Ce facem, Radu? Ce facem atunci când ne gândim intens la o persoană și nu o putem scoate din cap? Nu faceți absolut nimic? Asta înseamnă că este obsesie. Te gândești în mod obsesiv. Bun, trebuie să lași obsesia asta. Pune mâna, trăiește prezentul, nu gândurile. Obsesia se creează de către eul mental care se duce în mod constant, în memorie și în imaginație, la o persoană, la un obiect, la un eveniment.
Tu singur dezvolți această obsesie. Termină-te, oprește-te odată din jocul ăsta prostesc. E ca și cum să mă gândesc toată ziua la înghețat. Ca și cum să mă gândesc toată ziua la fosta mea iubită. Doamne ferește! Ea nu mai este în fața ochilor mei. Bun. Văd multe sfaturi cu trăirea în prezent și asta mă lasă confuz. Nu știu la ce se referă. Dragule Dinu, pe doar prezentul există. Îți dai seama ce afirmație faci? Că nu știi ce înseamnă prezentul. Omul privește prezentul în jur de 4% cel mult. 96% din atenția lui stă în abstract. Deci omul nu trăiește prezentul. Omul din 14 ore din starea de veche trăiește maxim 30 de minute, maxim, în prezent. Restul stă în abstract. 4% este atent în prezent, 96% este în abstract. Și așa merge toată ziua. Deci el, din singurul moment în care poate exista, adică în prezent, el trăiește doar 4%. Și este corect ceea ce spui tu, că ești confuz pentru că habar n-ai ce este prezentul. Dacă, uite, suntem 62 de persoane, dacă ați trăi ce înseamnă prezentul, ați începe să râdeți, pentru că l-ați trăit doar când erați copii. Acum când sunteți mari, trăiți doar 4%. Dar nu 4% de oameni, 4% din prezent, 96% vă scapă. Bun. E corectă întrebarea. Ideea de a fi în prezent ne poate agita și mai tare? O întrebare bună. Depinde de două perspective. Dacă ești logic, te poți trage din abstract să stai în prezent. Dacă ești anxios, gândul că trebuie să stai în prezent și vezi că nu poți, te face și mai anxios. Bun. Bună întrebare. Și e corect. Depinde ce atitudine ai tu. Depinde cum ai tiparul tău mental. Dacă l-ai logic, vezi logicul foarte repede. Dacă l-ai anxios, adică cu frici, vei vedea frica și în prezent. Vei alerga atât de tare și haotic după prezent, încât vei alerga în abstract. Nu vei trăi starea de prezent de aici. Bun, e corect. Întrebarea este corectă. Salut, Laurențiu, te apreciez doar pentru simplu fapt că ajuți oamenii cu 2-3 sfaturi utile. Da. Bun. Și s-au terminat întrebările. Haideți, mă. Eu practic, cineva mai sus a spus că eu ajut. Eu nu ajut pe nimeni. Eu spun niște lucruri concrete, logice, care sunt deja în voi, care le puteți vedea. De fapt, nu ajut pe nimeni. Cum să ajut pe cineva? Eu fug chiar de oameni. Mie nu-mi place să stau în preajma oameni. Chiar nu mai știu, acum câteva zile mi s-a propus să merg undeva câteva zile, dar mai multe persoane. Și am spus, nu mulțumesc. Și m-a întrebat, dar de ce nu-ți place zona respectivă? I-am zis, cred că zona este foarte frumoasă, nu-mi plac oamenii. Adică ești frumoși, n-am nicio treabă cu ei. Dar nu-i vreau prin preajma mea. Bun, ce ne poți spune despre perioada asta de pandemie? Ce putem face să nu cădem în vreo depresie? Radu Mare. Păi nu mai e pandemia. Poți să ieși pe stradă, nu mai ești în casă, a trecut 5, suntem în 15, poți să ieși fără, poți să te plimbi. Care pandemie? Care pandemie? În martie 2019 au murit mai mulți oameni decât în martie 2020. Arată statistica. Și eu te întreb, care pandemie? Eu nu cunosc pe nimeni să fi murit de coronavirus. Eu nu cunosc pe nimeni. Până când și rapoartele din Germania de autopsie vin foarte frumoase și spun că oamenii nu mor de coronavirus. Ce frumos! Când devii observatorul tău, mintea își pierde din putere?
trebuie întrebarea pusă corect. Ați deveni propriul observator, practic, are două conotații. Poți să devii observatorul minții sau poți să devii observatorul percepției. Sunt două lucruri total diferite. Și te rog frumos, repune întrebarea ca să poți să-ți răspund. Ciao Daniela. Haideți, curaj. De pe Eugen, pe Elena, pe Bucheanu, pe Sorin, pe Mileta, Angie, hai că vă recunosc cât de cât. Adică le vă recunosc însemnând numele, că de recunosc vă recunosc. Ce părere ai despre prieteni? Există prieteni adevărat sau doar pentru un interes anume? Radu Mari. Hai să-ți explic. Atâta timp cât există un eu mental, întotdeauna orice prietenie este doar și numai pe avantaje. Întotdeauna ai de câștigat sau pur și simplu te ascultă ca atunci când tu te lauzi. Adică un bun ascultător sau un bun ajutător. Un bun ajutător, putem spune și chestia asta. Deci prietenii nu există. Sunt anumite scopuri în spate. De aceea eu spun, eu nu vreau prieteni, eu nu vreau oameni pe lângă mine. Chiar vreau să fiu lăsat în pace. Băzgan Bebe, observatorul minții. Când ești observatorul minții, dar nu al minții, al spațiului mental, ești observatorul eului, mai bine spus, mintea atunci se diminuează. Da. Este corect. Da. Observatorul, sau să-ți vezi pe văzător, mai bine zis, trebuie să stai 14 ore din 14, nu doar o jumătate de oră. Eu știu ce întrebare pui tu, dar întrebarea ta se simte, se adulmecă, că tu nu știi despre ce este vorba. Adică pui o întrebare că îți observi, să zicem, o jumătate de oră, o oră pe zi gândurile sau observatorul. Bun, de o vorbesc, sau poți să pui întrebări atunci când stai 14 ore din 14 în el. Nu doar așa când ai tu chef sau când se ivește. Nu. Dinu, tot timpul am fost pesimist și nu făceam nimic pentru că deja în gânduri îmi dădea doar cu virgulă. De stări o să scap vreodată dacă sunt foarte emotiv. Dacă lucrăm și te învăț și bineînțeles ești serios și pui în aplicare, sigur că da. Așa, dacă tu o să scap de ele, eu de unde să știu? Eu nu te cunosc. Cum aș putea să-ți spun că o să reușești sau să nu o să reușești dacă nici nu știu povestea, nici nu știu gradul stării tale? De unde aș putea să-ți dau un pronostic? Ha? Băzgam, bebe, îmi pui întrebări. Punem o întrebare totală, nu așa, pe bucăți, că nu le țin minte. Emanuela Raileanu, de ce nu-ți plac oamenii? Dragă Emanuela, oamenii, fără să-și dea seama, prin ignoranța lor, sunt răutăcioși. Dar nu în sensul că ți-o fac ție în mod direct. Prin inconștiența lor îmi pun întrebări prostești, iau de decizii prostești, nu sunt lucizi, nu sunt vii, nu sunt proaspeți. Și atunci, de ce să stau pe lângă asemenea oameni? E ca și cum toți oamenii ar avea rahat pe față și s-ar plimba de jur împrejurul meu. Nu-mi place să simt miros de rahat pe lângă mine. Pur și simplu vreau să aud vântul care bate prin frunze, vreau să miros teiul, vreau să mă plimb singur. Nu vreau să educ mereu oamenii de pe lângă mine. Nu, este treaba lor. Și atunci, de ce să-i vreau pe lângă mine? Pentru ce? Și în timpul liber trebuie să muncesc? Nu mulțumesc. Da.
Cum îți dai seama dacă suferi de anxietate? Dacă suferi ca un câine. Salut! Care este diferența dintre conștiință și conștient? Pune întrebarea cum trebuie. Conștiință și conștient sunt două lucruri total diferite. Dar pune întrebarea, dragă Deva, cum îți spui tu, pune întrebarea mai elaborată, să poți să înțeleg direcția în care te duci și să poți să-ți răspund. Așa îmi spui, care este diferența dintre conștiință și conștient? Poți să-ți răspund sec. Conștiința este toată manifestarea. Conștientul este pur mental. Dar te rog, pune întrebarea corectă și îți răspund cu mare drag. Da? Bun. Ia să vedem aici. Întrebarea mai lungă. Îți mulțumesc pentru acest sfat legat de prieteni. Am fost trecut printr-o perioadă mai dificilă legat de prietenie și am fost afectat de acest lucru. Oamenii sunt perverși și mai multe fețe și un caracter murdar. Mi-a luat ceva timp să văd asta. Radu Mari, și tu ești la fel ca ei. Când spui că omul este pervers și are un caracter murdar, păi crezi că tu ești diferit? Faptul că e critic arată că oarecum nu ești diferit. Bun, eu am spus mai devreme că nu vreau oameni pe lângă mine. Că, nu știu, provoacă anumite circumstanțe pe lângă ei inconștiente. Bun. Dar eu nu mi-i doresc. Tu îi spui că au multe fețe, oamenii se privește, au multe fețe cu caracter mortal. Dar tu oare ai fost atent la cele 70.000 de gânduri care îți rulează în intelect în fiecare zi? Îți spun eu, nu. Și atunci, de unde poți să-ți cunoști caracterul într-adevăr? Fiindcă încă nu ești conștient în totalitate. Ești conștient doar 4% din cât ai putea. 96% scapă. Și ăia care, 96% care îți scapă, ăle un caracter, eu îi spun inconștient. Tu îi spui murdar, pervers sau mai multe fețe. Eu îi spun inconștient, că nu-și dă seama. Bun, mergem mai departe. Nicoleta, dacă ești anxios, cum reușești să pui în practică anumite exerciții de asta în prezent când doar simți frica că nu le faci corect și că nu ți iese. Dragă Nicoleta, încă nu te-am învățat cum să-ți golești spațiul minții. Cum ai putea? Cum ai putea să pui orice practică când ești plină de frică? E corect ce spui, dar încă nu știi cum trebuie pus în practică. Trebuie să te învețe cineva care deja știe. Tu nu le știi să le pui în practică, altfel nu mi-ai fi pus această întrebare. Ha? Marian Ion, ne poți spune în cât timp ați ajuns în această stare de prezent? Starea de prezent se poate intra în maxim 3 luni. Orice om de pe planeta asta o poate atinge maxim 3 luni de zi. Prezentul este pistol cu apă, este foarte ușor de intrat. Dacă aveți o tehnică bună și sunteți serioși și exersați zi de zi, sunteți perseverenți, reușiți în maxim 3 luni de zile. Bun, e foarte ușor, prezentul este ușor. Așa, Marian, Laurențiu, care e diferența dintre intenție și dorință? Păi e foarte simplă. Dorința ți-o dorești, nu? Este imaginară. Vrei acel lucru, vrei să se întâmple chestia, da? Bun, iar intenția, nu? Da, intenția. Pur și simplu, intenționezi ceva. Adică, păi, de ce puneți așa preț pe, nu știu, intenție, dorințe, oameni răi? Păi, dar de ce nu vă duceți să vă cunoașteți pe voi? De ce nu vă duceți să, păi, eliminați intelectul de gălăgie, de intenții, de dorințe, de viitor, de trecut, de avea, de a deține? Păi, eu vin să vă arăt mierea și laptele și voi mă întrebați despre rahat. Știi, rahatul cum se întinde pe pâine? Așa, așa. Mai punem și niște muștar pe el. Și eu zic, bă, de ce nu vrei miere și lapte? E proaspăt, e aici. Mierea e foarte mișto, laptele e proaspăt, călduț, vrei să bei? Și tu îmi zici, nu, Laurențiu, stai un pic așa. Eu chiar vreau să știu pe ce parte a feliei întind rahatul.
Cam așa sună întrebările astea. Ceau, Răzvane? Radu, se merită să mai acorzi o a doua șansă unei persoane în viața ta? Nu știu în ce constă aceasta a doua șansă. Mai bine găsește-l pe ăsta care el consideră că dă a doua șansă și îl vezi dacă e real sau nu e real. Pentru că ăsta crede că dă a doua șansă, dar imediat ce te vei împăca cu ea, imediat îi vei striga despre ce a făcut sau de ce v-ați despărțit. Și calvarul continuă. Nu este important dacă îi dai a doua șansă sau nu îi dai. Este important să-l găsești pe cel care face asta. Și să vezi dacă într-adevăr există sau nu. Rebecca, ești atât de calm când vorbești. La București când ajungi. Dragă Rebecca, mereu am fost la București. Gabriela, bună seara, cum să scap de frici? Ei, du-te. Fricile tale reale? Sunt aici, totale? Stai aici, fricile? Sau cumva ați gândit memorie și imaginați? Da, cred că tu ești interesată de frici, dragă Gabriela, că de-aia te duci în ele. Prezentul nu-ți place, că în prezent nu sunt frici. Dar în memorie și imaginație este plin de frici. Ce cauți acolo? Îți plac filmele de groază? De ce te-ai duce acolo? Salut, Florin, salut! Laurențiu, ce părere despre deja vu? Ai cumva vreo idee sau o părere despre deja vu? Bun. Chiar dacă aș explica aceste fenomene, cum mai vin oameni și îmi spun că ies din corp, alții îmi vin că și mi-arată oarecum că uite cât de minunat sunt ei. Băi, nu vă ajută cu nimic aceste explicații. E ca și cum vă spune o nouă poveste. Deja ești încărcat de toate poveștile din lumea asta. Tu mai vrei încă o poveste. Nu ești sătul? Eu vreau să șterg toate poveștile. Învățătura mea e de a șterge toate poveștile. Nu ați crea altă poveste. Cum să te ajut? Tu îmi spui, vii plin de rahat pe tine și tu îmi spui, Laurențiu, mai poți să-mi dai și mie o felie de pâine întinsă cu rahat? Și tu ești plin de rahat. Bă, nu. Nu te ajută cu nimic. Chiar dacă îți răspund la aceste întrebări. Radu, Laurențiu, faci ședințe online, ești un atât de inteligent și vreau să discutăm în privat. Dai mult prea multe sfaturi utile. Sigur că da, se fac ședințe online, contactează-mă în privat. Emanuela, Laurențiu, cum poți dezvolta telepatia? Sunt momente când știu pur și simplu ce simt anumite persoane. Bravo, Emanuela! Funcționează telepatia, trebuie să empatizezi foarte mult cu acele ființe. Bun, da? Există un pericol. Când empatizezi, dacă nu știi să te oprești și sigur nu știi să te oprești, o să se dezvolte această empatie, adică a fuziona cu oamenii respectivi. Poate să fie față-față sau ei pot să fie la distanță. Dar atâta timp când fuzionezi cu persoana aia, nu numai că vei ști ce gândește sau ce simte, îi vei prelua și prostiile și gândirea nocivă și stările nocive. Pentru ce să faci asemenea chestii? Vrei să-ți faci rău singură, Emanuela? De ce? Cea mai frumoasă viață e o viață simplă, fără rahaturi, fără complicații, totală aici. Gabriela. Da, foarte adevărat că am dat seama că sunt inconștiente. Bravo. Conștiența. Bun. Deva Rantu. Conștiența este una și aceeași cu conștiința? Sigur că da.
dar depinde cum o pui în context. La sfârșit, toate sunt una. Conștiința, conștiința, toate devin una. De exemplu, eu văd copacul. Există văzătorul care vede cu ajutorul percepției obiectul copac. Subiectul vede prin percepție obiectul. Dar când eul pică de la sine, atunci văzătorul cu obiectul văzut și cu vederea în sine devin una. Poți să zici că toate trei coexistă sau poți să spui că niciuna nu există. Și așa întrebarea dacă conștiința este conștiință, pot să spun da și pot să spun și nu în același timp și am dreptate în ambele sensuri. De-aia e foarte tricky. Nu trebuie să vă luați cuvinte direct, știți, să le puneți în catalog. Conștiința înseamnă conștiență. Pentru că poate eu mă refer vreodată când vorbesc de conștiință la manifestare și câteodată când vorbesc de conștiință poate mă refer la fără de manifestare. Sunt două lucruri diferite. Depinde cum le pun în context. De-aia nu e bine să aveți reguli, mai ales în spiritualitate, pentru că e foarte periculos. E posibil să nu înțelegeți. Să înțelegeți exact greșit. Bun. Și în cărțile lui Ramana sau lui Osho, traducătorul câteodată mai greșește. Adică, cel puțin când mai deschideam cărți și mai citeam două, trei pagini, îmi dădeam seama că, nu știu, în contextul respectiv, nu era tradus corect, pentru că nu se legau între ele. De-aia contează foarte mult. Așa. Da. Ți s-a întâmplat vreodată să dormi și să ai o secvență de vis, dar de fapt să fii conștient că tu îl controlezi? Parcă jumătate ai dormit și jumătate ai fi treaz. Și la cel mai mic sunet sau mișcare trebuie să sar din stare. Dragă Dinule, asta toți oamenii le au, nu eu, toți le au. E foarte ușor. Dacă ai lăsat toate prostiile și ai rămâne când închizi ochii cu atenția fixă pe ecranul ăla negru, ai putea să dormi conștient și foarte simplu să realizezi ce spui tu acolo. Toți oamenii au așa ceva, nu tu, toți. Și sunt chestii banale. Ciao, Gabriela. Darius, Osho a zis că noi suntem încă aici din cauza că am auzit adevărul și nu l-am înțeles. Clar. Păi de-aia ești aici. Uite, poftim. Și o să fii încă aici până când îl vei înțelege. O să te tot repeți. O să mori, o să trăiești iarăși, o să mori, o să trăiești iarăși. Până când te saturi. Ce părere despre copiii care sunt lăsați de mici pe tablete sau telefoane mobile? Ce părere să am? Nu poți să ai o părere bună, dar asta e evoluția. Nici nu avem ce face. Dacă ești părinte și poți să îi explici, nu știu în câtă măsură va înțelege copilul ăla că nu-l lași tu. Dacă când se va duce la școală, va vedea la copiii respectiv și vei crea în el o frustrare. O seara. Marian, dacă obiectul și subiectul e una și aceeași, cine face diferența dintre ele? Bun, Marian, nimeni nu mai face diferență. Nimeni nu mai este acolo ca să facă diferență. Asta e triada. Hai să spunem, subiectul vede obiectul. Dar când subiectul vede obiectul, tu omiți un lucru și cel mai important, percepția care le leagă pe subiect de obiect. Dacă subiectul nu ar exista, atunci nici obiectul nu ar putea fi perceput. Dar, și dacă, mai bine zis, percepția nu ar exista, nici subiectul nu ar apărea. Deci percepția care leagă subiectul de obiect este mai importantă decât subiectul. Că fără percepție, subiectul nu se poate ivi. Bun.
Triada vederii, cunoașterii sau observării nu se poate înțelege cu mintea. Trebuie să înțelegeți asta. Ce părere despre bani? Sunt cei mai important în viața noastră? Doamne ferește, cum poți să pui așa o întrebare? Cum să fii cei mai importanți? Hai să spun ce consideră mintea, ce cel mai important pentru minte în lumea asta este păsărica. În niciun caz, banii sunt pe locul 2. De exemplu, bărbatul, ca să obțină păsărica, el trebuie să aibă bani. Deci, dorința principală a bărbatului este să frece. Și ca să poată să frece, el va trebui să muncească, să aibă mai mulți bani ca să poată să o cumpere. Bun, acum femeia, ca să poată să-i fie mai bine, să fie protejată, să aibă siguranța zilei de mâine, ce face? Își vinde păsărica. E foarte simplu. Pe primul loc în lumea asta este păsărica, pe locul 2 bani. Și după aceea celelalte prostii ale minții. Bun. Lumea se învârte în jurul păsăricii, apoi a banilor. Am și o întrebare, dacă poți să-mi spui și mie. De ce câteodată când adorm, creierul nu doarme, doar corpul mi se întâmplă de mai multe ori? Nu. Trupul și creierul adorm. De fapt, sunt mai multe etape. Prima oară adorme trupul. Eul mental e încă treaz. Dar dacă reușești să fii conștient, să vezi că prinzi și atunci când eul mental adorme. Deci întotdeauna, când omul adorme, nu adorme pur și nu. Trupul îi adorme, și apoi mintea încă e activă, dar nu mai este foarte forțoasă. Și ușor, ușor adorme și ea. Dacă ești acolo, atent, ușor, fără să rănești intelectul, ușor să vezi că prins trupul când doarme, apoi prins și mintea când doarme. Atunci, frumusețe. Uite, avem 66 pe grup. Pe grupe Facebook. Numele, numărul diavolului, parcă nu, sau nu, 666. Laurențiu, chiar dacă nu am putut să fac ședințe individual cu tine, m-a ajutat enorm de mult. Față de cum vedeam viața înainte să te descoperi, nu am eu multă experiență, dar cred sigur că tu ești unic în lume. Mulțumesc din suflet. Și tu ești unic în lume. Toți suntem. Și parul ăsta de vin este unic în lume. Și Prosecco din el este unic din lume. Bun. De ce există mai exact frica de separare? Și cum s-a creat dualitatea? Frica de separare față de ce? Întrebarea trebuie pusă corect. Aici este jumătate. Și cum s-a creat dualitatea? Dualitatea este a eului mental. E foarte simplu. Trupul când se naște din alte două trupuri nu are dualitate în el. Conștiința lui este goală. Apoi vine simțământul de existență și apoi se creează eul mental care se cristalizează până la 14-15 ani. Eul mental este dual. Da. Ciao, Paola! Ia să vedem. Hop, aici. Da. Bun. Care sunt secretele unui somn perfect? Mă trezesc la multe lucruri noaptea și mă trezesc de multe ori pe noapte. Am prieteni care spun că dorm perfect, eu nu pot să fac asta. Un sfat te rog. Rezolvă problemele în starea de veghe a vieții tale și apoi o să ai un somn liniștit. Dacă nu le rezolvi, nu ai un somn liniștit. Nici nu ai cum. Așa. Bună seara! Cum poți iubi un om și cu timpul să-l urăști? Nu l-ai iubit niciodată. Pentru că nu poți să-l urăști. Dacă îl iubești, nu poți să-l urăști.
Iubirea nu e pentru celălalt. Dacă iubirea ta este pentru celălalt, cu timpul o să ajungi să-l urăști. E simplu. Bâzgam bebe. Dar dimineața, când se trezește mintea și după aceea corpul, aia este gălăgie mentală. Dragă bâzgam bebe, pune naiba mâna și pune întrebări complete. Tu îmi pui o întrebare care este 40-50% din ce o gândești tu. Pune dracu pe toată. E cred că a treia oară când faci pe live-ul ăsta, pui întrebări ca și cum eu ar trebui să știu ce este în psihicul tău. Nu știu. Dacă vrei să primești un răspuns, pune întrebarea completă, te rog frumos. Fii responsabil. Hai, mă, ce aibă. Sorin, Laurențiu, copiii necunoscuți, sufletul lor unde merg? Copiii necunoscuți, sufletul lor unde? Sorine, pune întrebarea completă. Nu înțeleg ce vrei să mă întrebi. Pune întrebarea completă. Darius, majoritatea oamenilor care mai vorbesc îmi zic că încă nu știu eu ce e viața și că o să văd mai încolo când o să vină problemele adevărate. Și nu știu cum să le răspund mai exact. Dragă Darius, eu nu te învăț ca să fii un casetofon stricat și să repeți. Pune naiba mâna, lasă-i pe ăștia maturi care cred că știu ce e viața și pune naiba mâna și trăiește-ți tu viața cum crezi tu de cuvinte. Curaj. Facem live-ul ăsta de mult, nici nu știu. Copii avortați, Doamne ferește, Doamne ferește, ce întrebări. Ia stai să văd. Laurențiu, copiii necunoscuți, adică copiii, mai bine zis, să reformulez. Copii avortați, sufletul lor unde merge? Dragule, în alt pântec, unde dracu să meargă? Radu Mari, care sunt cuvintele pozitive ce îți pot schimba viața? Bine, hai să-ți spun. Iubire, ură. Frumos, urât. Plăcere, durere. Frig, cald. Zi, noapte. Acestea sunt cuvintele, pentru că orice cuvânt pozitiv are negativ în el. Și orice cuvânt negativ are pozitiv în el. Dimineața când mă trezesc fizic, eu deja mă cer cu mine de o oră. Bă, nasol. Dimineața când mă trezesc fizic, eu deja mă cer cu mine de o oră. Ce să spun? Bă, nu știu, cred că prietenul tău imaginar este foarte vorbăreț și cetăreț. Sau probabil ești de psihiatrie, glumesc. Încercăm să mă distrez din orice problemă, văzând-o că se poate rezolva ușor fără agitație și s-au stres ceilalți din jurul meu, erau deranjați de atitudinea mea, spuneau că nu iau în serios. Foarte bine. Bun, ultimele două întrebări. Cam un film de vizionat și îmi place filmul și vreau să mă duc să-l vizionez.
Angie, trebuie să-ți scriu să-ți spun că nu se ține evenimentul în iunie, se va ține în iulie. Cred că mai precis pe 24 iulie o să anunț zilele astea. Un film pe care să-l vizionăm cu un puternic impact. Viața ta are un impact atât de puternic încât te prostește zi de zi și nu vezi cum. Viața ta, ego-ul tău mental. Ăsta e cel mai frumos film. Găsește-ți propria prostie. Fiindcă te pedepsește ca la Auschwitz și tu crezi că este Alice din Țara Minunilor. Nu, este torționistul ăla de la Auschwitz care te terorizează zi de zi. Conștientizând că nu suntem prezenți, poate fi un început? Da, este un început, nu poate fi, este un început. O seară bună vă doresc. Have fun. Enjoy your life. Stay focused, stay here. Mai lasă din prostii.